Sunt mega fericit pentru că avem un nou, pe lângă că avem teritoriul nostru de la, cum se cheamă, teritoriul nostru ce conține și familia Corleone, dar pe lângă familia Corleone, să văd dacă mă aud, așa ca să nu fac o prostie, pe lângă faptul că mă și avem și un nou teritoriu, să zic așa, am auzit ceva lângă mine, jur, nu știu ce s-a auzit, dar sper să nu mai fie niciun... Monk? Ce n-ai bă că auzi aici? Ah. Bine, auzi? Ce da, faci aici? Dai și mie ăla. Da, mâncuțule, dar nu mai știu mai exact cum. Rogă-l tu pe Michael, te rog. Nu răspunde Michael. Probabil să răspund în scurt timp. Că a fost ocupat cu niște probleme. Ce nume are el? Nu m-a întrebat, că nu știu nici eu mai exact. Du-te și întreabă și vorbești cu el. Ok, ok. Ai grijă. Ce aici? Da. E, oare ce da, aici? Păi dacă te uiți pe, dacă te uiți pe hartă, vezi jură-te că e teritoriul nostru și teritoriul nostru poate să fie atacat. Dacă nu altă familie, înțeles. Dacă altă familie intră pe teritoriul nostru și suntem cel puțin 3-4, este coaie, atacat. Alt interior. Bă, coaie, alt interior. Da, mă, da, e upgraded. Exact. Până la Michael să îmi dea și mie un grad. Ok. Ok, eu o să mă mai plim pe ei să văd. Deci băieți, așa cum a zis și Monk, mamă, dar mi se duce rău de tot gâtul, de la aer. E un interior total nou. Bă, e mișto rău de tot, credeți-mă, gurisene, e foarte mișto noul interior, pentru că știți că de obicei aici se oprea totul. Aici se oprea totul, adică nu era nimic, nu era ușa asta, nu era ușa aia. Chiar sunt curios să ai... Oh, da, băieți! Oh, da! Îmi place ceea ce văd. Aici va fi boss menu-ul lui Michael, pentru că noi vom avea baze total diferite. Și dacă sunteți voi atenți, mă, parcă mai un hall acolo, nu? Ai băgat emoții 18+? Sunt de mult, aleși nebun. Sunt de mult timp. Plus că mai sunt, pe lângă faptul că trebuie să scrii /X, nu știu cum, mai ai și aici emoții de a, nu pot să le zic, give, blow, how, mai sunt hug 3, hug 4, kiss 2, or așa, receive, blow, așa se, max 2, max nu știu cât. Uzi, de ce nu mai face Insider Live pe Trovo? Pentru că în principiu se ocupă de server. Se ocupă de server și vrea să fie totul bine ca să funcționeze, adică să fie toată lumea fericită și omul ăla chiar se implică. Credeți-mă, o să revină curând pe Trovo, și vreau să-l întâmpinăm așa cu o surpriză, pentru că omul chiar se chine și nu doar el, și Casper, și Geo, și Chrisman, niște oameni de nota 10. Însă cred că e APK! Însă cred că e APK! Ok, să vă explic cu teritoriul. Celelalte teritorii au fost scoase pentru că ei trebuie să facă cerere de gang. Adică, acum mai nou, Michael a stabilit treaba asta pentru că el este șef de sindicat. El trebuie să facă... mafia sau cine vrea să fie mafie trebuie să facă cerere de gang. Nu costă nu nimic, te costă doar să ai 6 oameni, minim 4 oameni, parcă sau 6, nu mai știu, sigur cred că 4 dacă nu mă încrahat. Și ție ți se va pune, cum se cheamă, ție ți se va pune cercul. Și cercul se va face din ce în ce mai mare în funcție de câte teritorii vei deține tu. Dacă deții teritoriul de sus, dacă deții teritoriul ăla, cercul tău se face și mai mare, și mai mare. Deocamdată începem cu porturile, noi vom controla partea asta a porturilor, vom avea bărci, vom transporta droguri pe mare, o să fie nebunie maximă, băi, dacă vă zic, o să fie nebunie maximă. Mulțumită și lui Geo, avem un nou anti-cheat. Geo a o problemă. Ce problemă? Cu poliția? Adică? Mai știi că m-ai lăsat aseară la reciclare. Așa. Am ieșit să duc materialele la hotel. Ok. Și mă trezesc cu poliția acolo. Mă arestează, nu-mi ia materialele. Stai, deci aseară la 2 dimineața când te-am lăsat eu? Da. 2 era, nu? 2, așa, mă rog. 2 și ceva, da. Așa. M-au arestat polițiști. Păi te-am lăsat acolo la reciclare. Da. Așa. M-au arestat polițiștii. Pe cum te-au arestat polițiștii? Dacă tu făceai acolo liniștit. A, nu, că am ieșit să duc materialele, că aveam loc. Ok. M-au arestat, că nu știu ce făcusem. Am băgat la bulău. Am evadat odată.
Pe lângă faptul că mi-au dat amendă prima oară de 10.000. Ma. M-au campat la ăla la închisoare? La închisoare sau unde? Nu înțeleg. Mă, iar a picat? Se opresc mașinile random. Da. A picat? Ne-a dat căcat de la Dana. Ba nu, ba nu, what? Mă auzi, mă? Eu te aud. Da, de ce naiba nu vorbeai? S-a cam dus un pic. Am vorbit. Picat. Ah, ok. Păi stai, nu înțeleg. Și până la urmă ai venit? Te-au dus ăia? Și am două amenzi pe care nu o să le plătesc. Și zic că dacă o ai aprind o dată... Mi-a dat connection timeout mie. Păi m-am oprit serverul. De ce ai oprit serverul? De ce ai oprit serverul? A dat un de-asta și gen cum a dat aseară și am dat restart la server să terminăm de configurat anticipat, o să fie tot ok, să nu mai dea. Am înțeles, ok. Păi și e ultimul restart ăsta? Restart, da. Refresh, nu știu. Ok. ok, am înțeles. Aoleo, bă, dar cum n-ai bă la restart, mă, pe la seară? Că i-am... Deci ca să înțelegeți, eu aseară la 2 dimineața nu dormeam. Pentru că trebuia să stau cu băieții mei să mineze, să farmeze, să etc. Și, bă, nu vă exagerez, bă, polițiștii aia n-aveau somn în cavaș gura voastră. Deci n-aveau somn aia deloc. Deci, racu, Doamne, ferească-mă Dumnezeu! Pe lângă, astăzi trebuie să ne luăm și Bugatti-ul de la Vericu. Și, bă, să te au polițiștii ăia, bă, săracii oamenii ai mei, n-am văzut așa ceva, frate, de când mama m-a făcut. Deci a fost nebunie totală, vă zic sincer, băieți. Nebunie totală a fost că săracul om s-a chinuit să facă materiale și ia la poliția tot. Bine, a avut și arme ce-i drept. Dacă n-avea arme, nu cred că el lua. Dar poliția a obținut informații despre noi. Aia iurea. A obținut poliția informații despre noi. Trădători, nu știu, mă, nu mai înțeleg nimic, mă. Cum, Doamne, iartă-mă, ce oameni infiltrați avem noi, dar trebuie să-i găsim. Trebuie să-i găsesc și să îi nenorocesc. Am fost plecat, de ce nu-mi citești comentariul? Scuze. Ba, ți-l citesc, Lucian. Ți-l citesc. Ai băgat tărfurile? Tărfurile sunt băgate, gen tărfuri. Nu știu la ce te referi tu prin tărfuri, dar gen dacă cineva... O altă mafie vine și ne atacă teritoriul nostru, evident că nu mai există un open, cum se cheamă, un virtual world în care vă bagă pe voi și vă luptați și vă dați respawn și nu știu ce și în funcție de scor. A venit aici, ne-a anunțat, nu contează, dacă ne-a omorât și ne-a luat armele și așa tot, am pierdut teritoriul pe scurt. Așa am decis eu să fac. Acum nu știu, să vedem cum decide și Michael. Vă dați seama, și nu să se întâmple așa des un jaf din ăsta de teritorii. Adică o să se întâmple odată la o lună. Doamne ajută. Așa, să continuăm, băieți. Deci nu v-am arătat holul ăsta. E, nu știu dacă vedeți voi, dar e total diferit. E foarte mișto. Și pe lângă asta, aici avem un depozit. Nu știu care cum e treaba aici. Eu am impresia că e un perete invizibil sau ceva. Că altfel nu pot să-mi imaginez eu. Vă zic sincer, cumpăr dați 1300 de lei. Să vinzi alea de la Jaf. Ce alea mai exact? Că nu înțeleg. A, alea de la Jaf le-am vândut. Mai avem doar banii marcați pe care trebuie să îi vindem pe insulă. Să mergem pe insulă să le luăm. Sau nu știu unde erau locațiile. Nu știu care e faza cu camera asta. Vrea să-mi arate că e o cameră secretă. Ori nu prea înțeleg eu. Aia e faza. Salut băieți, salut Oreo ZVR. Te pupăm. Salut Uzi, salut Andrei Botea. Salut. Ok. What? Wait, sunt mai multe? Doamne, ce m-am căcat pe mine să moară băieții mei. Faulă, bă, Gabi, bă, și eram așa liniștit și dintr-o dată aud un de ăla de mi-a spart din panel de m-am căcat pe mine, efectiv. Jesus, bro. Hai de capul meu. Ok, Gabi, mersi mule tot de elixir, dar... Bro, de ce nu se deschide ușa asta? Are probleme? Sau de ce nu se deschide? Ciudat. Neapărat astăzi trebuie să facem recrutările, pentru că... Deja polițiștii sunt foarte, foarte puternici. Nu înțeleg care e treaba lor, dar... oamenii... La cutia mare s-a mișcat ceva. Împinge cutia mare. Wait, what?
Cum adică cutia mare? La mulți ani, Andrei, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, să fii sănătos, să-ți dea Dumnezeu tot ce vrei tu. Uzi vere has demotinizare. Hai că ai zis dacă e. Pare a fi mai mult a lui Michael. Pe clădirea este a lui Michael. Noi nu avem încă. Care mă cutie s-a mișcat, mă? Nu înțeleg ce cutie s-a mișcat. Oi, what? Mamă! Mi-a completat golul, bă, tată, bă! Mersi frumos, Gabi! Doamne, mă, Gabi, mă! Băi, ceva aici, aveți dreptate voi! Dar cum naiba se intră pe aici? Ia să mă pun eu în first person să facem noi un buguleț micuț. Ok, 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 stai! Stai, stai! Ok... Nu cred că e nimic aici, dacă nu mă înșel. Nu înțeleg care e faza. Aaa, nu e, mă, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e, nu e nicio intrare, nu e nicio intrare pe aici. Nu e nicio intrare, absolut nicio intrare, băieți. Wait. What? Bă, vino încoa, vino încoa, vino încoa, vino încoa, vino încoa. Ajută-mă să împing cutia asta. Vezi cutia asta de aici? Da. Trebuie aha. Să o dau la dreapta, gen ca pe ușa. Ai văzut cum dai ușa? Așa, 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 așa. Fii atent, eu mă duc o tură, tu te duci. Nu, nu, nu încolo, nu încolo, nu încolo, încoace. Încolo? Da. Fii atent, eu mă duc o tură, tu te duci o tură, da? Ok. Gata. Tu te duci o tură? Nu așa, dar gen dă o rașchetează așa spre dreapta, gen, știi? Aha. Uite așa, gen pe, spre colț. Ok, ok, ok. Continuă, continuă, continuă. Gabi! Cu 1500 elixir! Ia să-i, cred că acum. Mă, nu cred că e nimic aici, sau? Nu pot să intru, ia vezi. Nu cred că e nimic, mă, nu cred că e nimic. O intrare de-aia, nu cred. Mersi frumos, Gabi, te pup! Wow! Astăzi este duminică și astăzi vom alege noul moderator. Nu e, am împins-o destul, trebuia să fie ceva. Trebuia să fie ceva aici, nu știu. Bun, și continuu povestea cu poliția. Wait, wow, 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 GeoGFX donează 5 euro. Bă, dacă e anticiștul e bine, sper să meargă. Mi-a donat Geo 5 euraj, bă. Mulțumesc frumos de donație, Geo. Nu înțeleg de ce nu se vede pe... Da, scuze, scuze, nu vorbeam cu voi. După ce m-au arestat. Mersi mult de tot, Geo, mersi mult de tot. Știi ce, erau îmbrăcat așa ca noi. Și zicea de locul ăsta, nu știu. Cine zicea? Mă, dar de, chiar, îmbrăcat chiar, ca noi, așa de chiar nu merg donațiile, wow, ok, ok, ok. Ah, pentru că nu era bifata asta cu donation. Unde avem locul și da-la, da-la. Bro, pentru că nu era asta dotată, gen upgradată, lol. Acum o să meargă. Ups, scuze, stai să mai fac o dată. Stai, stai, stai. Ok, gata, 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 gata. Trebuie să pun și botul ăla să citească. Dacă iei antichiatul e bine, sper să meargă odi. Au, Gabi! Gabi, mi-ai spart timpanele, au! Panele mele. Ok, mă scuzați, băi, scam să puțin. Bun, haideți după mine. Ce să vă zic cu împușcătura aia? Nu știu. Bă, voiam să vă întreb cine are șobolan. Ce, mă? La poliție era unul care zicea de locul. Cum adică șobolan? Șobolan din ăla de trădător. Șobolan de ăsta așa, nu? Da, 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 da. Ia uite-l pe cu staff, cu sac, la mâncaia și coada lui. Bun. Haideți, băi, să ne punem pe... Știi care e problema? Mi-au luat materialele și azi am stat pai, să fac din nou și am dat oțelul și coprul lui Andreea, că mi-a cerut. Așa. Da, și băi. M-am pierdut 100 de gloanțe, dar nu mai zic. Oh, shit, ok, lăsați. Băi, știu că nu vă convine, poliția ne-a luat foarte multe chestii, dar dacă vă uitați voi la teritorii, vedeți că avem teritoriul nostru aici, ăsta de la portul Reci, va fi al nostru. Vedeți că e... compusă dintr-o, ca un fel de insulă, știi ce zic? Adică cine, da, da, da. Atenție să nu confundăm,
Porturile din dreapta nu sunt ale noastre și strada aia trebuie fie, să fie liberă. Aia n-avem voie să omorâm. Noi avem voie să omorâm pe aici la 10.087, 10.088, 92, unde 91. Unde? Deci, în zona asta. Pentru că dacă nu, dacă nu facem noi zona asta, n-o să fie bine, înțelegi? Bun. Dă-mi, te rog, moderator, sunt foarte activ la tine de 4 ani, mă uit la tine, te rog, dă-mi-l. Păi, de, stai, nu o să dau așa, moderator. Mă, eu m-am întors de aici, mă, stai că nu mai știu. Pe și Drangheta, unde va locui, că aici va trebui să stea Corleonele. Da, asta va fi faza, că aici va trebui să stea Corleone. Nu și Drangheta. What the fuck? Monk? Ah, am înțeles. De ce n-am neartă, mă, tot pică? Ce naiba? Mă, iar a picat? De ce naiba a picat? Da. Da, dau acum. De ce a picat? A, cred că dau iară, băieții. Da, îmi dau. Din ce cauză? Acum vedem. Ok. Asta chiar a fost din Selin. Dar vezi că serverul nu-i picat? Da, serverul nu-i picat, doar conexiunea la el. Și asta ce înseamnă? Flood? Sau ce înseamnă? Nu, vedeți că s-ar putea să fie flood dacă nu pică serverul. Ia, stai să vedem. Le mă gândesc și eu. Am o zic. Ok. Hai, mă, bă, dar sper că n-o să avem probleme de astea așa. Acum cât timp a început live-ul Uzi? DB Gang, am început undeva la și 45 parcă am dat drumul, nu? Cred că acum 20 de minute a început live-ul, dar stai liniștit că nu ai pierdut mare lucru, pentru că acum o să ne pregătim noi ca lumea să facem treaba aia minunată rău de tot, gurițele. O să fie nebunie. Trebuie să ne băgăm, v-am zis, trebuie să ne băgăm să facem arme, pentru că băieții au avut probleme cu poliția, au venit polițiștii pe noi și treburile astea nu înțeleg de ce, doamne iartă-mă, ce treabă au polițiștii aia cu noi, aia e faza, nu înțeleg ce, doamne iartă-mă, au polițiștii aia cu noi, e aiurea rău de tot. Ne-au aflat informații, ne-au aflat atâtea prostii, nu știu, e super ciudat, e super ciudat. Mai ții minte când erai mic și fumai pe ascuns? Bă, eu mai țin minte treaba asta, unguri, ce unguri, că nu înțeleg. Mamă, când eram mic, da, vă. Când eram mic și fumam. Ai dreptate, tata, ai dreptate. Și mă prindea mama, mă prindea. Cine m-a prins odată când fumam când eram mic? Parcă taică-miu. Sau nu mai știu cine. Ce vremuri frumoase. Păcat că Dumnezeu să-i odihnească. Părinții mei. Așa. Aia zic, tată. Insider ZVR România roleplay. Exact. Du-te la Alexia, trebuie să mergem la Alexia pentru că... A cam născut, băieți. Și exact cum am așteptat. N-a născut un copil handicapat, a născut un copil sănătos la cap. Știți ce înseamnă asta, nu? Înseamnă că Monk este tatăl. Exact. Monk este cel care este tatăl Alexiei. Nașu și Nașa, parcă. Exact, bă, Nașu și Nașa. Bun. Pe caule. Aoleu, scuze. Cine? Tere, XR, bun. Haideți repede să ne luăm câte o mașină și să mergem să ne cărăm, că trebuie să, adică trebuie să ne cărăm. Eu trebuie să mă car pentru că mă așteaptă Alexuța mea, că e la spital, sărăcuța. Of, Doamne. Aveți grijă, asigurați voi teritoriul ăsta, da? Nu, păi eu aveam 100, dar mi le-a luat orașul. Bun, asigurați voi zona asta, ok, băieți? Asigurați voi zona asta că trebuie să fie totul în regulă. Da, gelule și încă o chestie, vezi? Da, zi. La poliții l-au băgat asol. Amă! Cum adică? Ai zis joft? Da, le-a băgat asolturi. Da, o să dăm joft după ce facem recrutările. Hai că... Da? Ok, hai că mă grăbesc repede. Mamă, n-avem garaj aici? Fa, și ultimul garaj e la mama naibii. Ok, n-avem garaj. Trebuie să fac o șustă atunci. N-am încotro decât să fac o șustă. Oh my god, come on, bro. Really? Ok, cred că o să fac o șustă, băieți. Îmi pare rău de șusta pe care o fac, dar nu prea am încotro. Ok. Băieți, aveți cu ce să vă deplasați? Nu.
stai. Da, stăm aici, 42. Asigurăm zona, vă așteptăm pe aici. 42, bine, teme. Bine, am acel cu locul, cu un cap. Asigurăm zona, domnule. 42 teme, asta este. Fiți atenți, băieți. Voi o să trebuiască să vă duceți să vă luați neapărat o mașină ca să puteți să patrulați și voi. Hei, o problemă, mi se folosește advance lock pick-ul fără să fac nimic. Da, să vreau să mă. Bun. Și vă așteptăm pe domnul ăsta. Haideți că mă mișc repede, ok? Încerc să mă mișc. Sau știți ceva, mă? Hai că vă las vă o mașină, poftim. Nu, dar nu. Ascultați-mă, că vă mai trebuie la o patrulă, la aia. Cui îi dau cheia? Dați-mi. Nu-mi dați mie. Cine e cu șofer? Bă, eu dar n-am carnet. Înțeleg de ce mergi să... Ia-o de pe jos. Eu mă duceam să fac carne și m-am dat. Nu prea. Stai, păi nu vă mai împingeți toți. Du-te fix lângă el, fix în el. Uite așa. Vrei să mă lași mai des? Da, nu merge. Băi! Ia să-i, lasă-mă pe mine să intru aici. Bă, nu spune că nu mai pot să iau cheia de jos. Ce are, mă? Da. De ce când merg cu mașina îmi frânez așa degeaba? Și am motor din altă. Stați că vă dau eu altă cheie. N-ai kill. Cum n-am kill? Vă dau altă cheie. Și acum să, culmea să meargă să o iau de pe jos cheia. Ok, lăsați așa. Alea de pe jos aparent. Am aici, să vă alea ignorele că e și de la Bugatti-ul eu meu. Ei, acolo le-am arcat eu de la niște. Nu contează. Stați așa, nu prea ok ce fac băieți, v-am zis, dar trebuie să le dau băieților neapărat câte o mașinuță. Bun, aveți acolo torpedou. Haideți, ne auzim băieți, aveți grijă de voi. Trebuie să fug repede. Sorry, nu trebuie whitelist. Nu trebuie whitelist, este rău deschis public. Bă, vreau și o platformă de asta, mă, frate. Vreau să cumpăr o platformă de asta pentru oamenii noștri. Și nu înțeleg cum naiba să fac. Mă, ce are, mă, asta de nu luminează așa puternic? Mă văd prost pe live, băieți? Mă văd prost la webcam? Să-mi ziceți dacă mă văd prost. Bă, ai Bugatti, loverii caută și... Ia-ți Bugatti. Bă, nu mai știu unde... La vericul trebuie să mă duc să... Îmi iau Bugatti, înțelegeți? Trebuie să mă duc după vericul pentru că vericul este cel care... deține Bugatti, înțelegi? N-am făcut nimic. Bro, mi-a frânat mașina și n-am făcut nimic, ești prost? Cine a intrat ABS-ul? Ce, what the fuck? Mi-a frânat așa, efectiv. Ce are, m-a luat o razna space-ul meu? Ok, asta a fost super ciudat. Ce multe mașini are Uzi. Am cele mai proaste mașini. Iar ai cămașa de cocalar. Bă, dar ce bă cu mine, Darius? E cămașa de Vagos, ești nebun. Cămașa mea norocoasă, bă. Bună, Ștefania. Bună. Prima oară am crezut că ești Ștefi, dar după mi-am dat seama că ea are poză cu ea pe plajă. Pe plajă, bă. Cu piciorușele alea ei grăsuțe. Ce-mi place să-mi iau de picioarele ei. Că mereu... Mereu se plânge. Vai, ce picioare grase am. Și la mine s-a întâmplat. Ok, Patrick, ciudat. Uite, iar. What? Mă, ce naibă, mă, mi se pune frâne automat pe mașină? Apoi dacă îmi faci așa într-o urmărire cu poliția, cred că o să sară tastatura asta în sus, vă zic sincer, băieți. O să sară tastatura asta de... O găsește toți... Racii, bă, că la mine așa se zice la țară, racii. La țară de unde sunt eu, din Targoviște, de aici, unde fa mea joc pe gâtul. Și Coruța face drifturi. Înțeles, așa că vreau să mă uit eu la o chestie. Așa, dite weapons T, weapon hash, am înțeles. Uite, iară. Bă, de ce, bă, mi se blochează? Nu înțeleg! E mașina de vină? Ok. Mamă, păi dacă fugim de la Jaf, mâncava și imaginați-vă la Jaf. Băieți, imaginați-vă la Jaf. Eu la Jaf. Eu. Bă! Cum ar fi? Vezi că în stânga jos e ceva lângă uleiul ăla.
What the fuck e aia? Ok. Numai Dumnezeu știe. Nu mai are ulei. Cred că aveți dreptate, mă. Nu mai are apă sau ceva. Am înțeles. Stai. Ok. Salut, când se vor face recrutările? Posibil la ora 20:45 la zona albă. Adică zona noastră a Corleonelui și a Dranghetei. Deci aici se vor face recrutările. Undeva în zona asta te prezinți oricum în zona albă, că sigur o să dai de noi. Sută la mie. Uzi, eu de ce nu mai fac parte din roleplay? Nu trebuia să fiu eu copilul? Cum adică? La ce te referi? Stai că nu înțeleg cine ești. Stai, capa. Bă, da, Andreea, unde pisici ei, Andreea? Că pe Andreea o caut. Unde-i copilul? Eu vreau să văd copilul. Vreau să văd cine e copilul. Copilul. Salut, salut. Bă, dar cine-i, mamă, sunteți atâția la spital? Gelo. Oh. Păi, noi avem treabă. Zi, bossul meu. Legat de Alexia. Ce a pățit? Trebuie mai aici? Ce? Toții mai bine, hai să... Bă, deja mă sperii. Ce vrei să zici? Ce s-a anulat? Practic, nu mai e la... Practic ce? Aaaa! Uite mă că întrebuia mă de aici, mă, întrebuiau de aici bandaje ștâmpit. Doar 20 de bandaje sunt și 20 de dolari. Așa. Auzi? Ăsta în albastru. Ești dintr-o familie ceva? Sincer să vă zic da. De ce? Aaaa, îmi pare cunoscut așa, nu știu. Sunteți cumva din... am înțeles! Da, e din Crips. S-a întors intenționat, am înțeles. Da. Bine, noi vrem să îl facem, dar momentan acolo pe aia orașului, momentan nu este deschisă. La ce te referi? Păi nu este deschisă aia de creare gang-uri, dacă mă înțelegeți. E aici o aplicație pe telefon. O să fiți un nou membru? Da. Ia uzi, cum așa? Și vrem să facem niște alianțe prin orașul. Bine, mă. Avem gânduri mari aici. Ia uzi, am înțeles, ok. Bun, stai să-mi dau masca jos, că nu prea... Dar dumneavoastră sunteți într-o organizație și vă? Nu, așa îmi place mie să mă vreau. Și bun. Nu vreți să intrați la noi? Sau? Doamne, sta mă cheamă la el în Crips! E micuță, unde da. Aveți? Unde aveți teritoriul? Momentan nu avem niciun teritoriu. A, pentru că nu sunteți încă oficial, gen? Da, încă unde, nu unde să vă faceți teritoriu? Păi, momentan ne gândim. Avem planuri și liderul nostru decide. Am înțeles. Ok. Păi să vă ajute Dumnezeu atunci. Nu știu. Vedem. Așa. Ok. Să vă ajute Dumnezeu. Cât sunteți? A, pe caule, ce v-am o tati, mă? Să vezi ce ți-l omor pe tactul. În bătaie ți-l omor. Aproape 11. Da. Am înțeles. Bun atunci. Nu, să trăiți, domnul Celu. Da. Și... Dacă vreți... Poftim? Domnul cum? Deci... Și dacă vreți... Și dacă chiar vreți, poate facem o înțelegere, poate rămânem prieteni. Domnul cum? Antonio Grande. M-auziți? Da. Da? Da, domnul Gelo. Da, de unde mă știți? Domnul acela avea zis pe nume. Tu mi-ai zis, mă, tu m-ai strigat? Cine m-a strigat, mă? Ăsta n-al m-a strigat? Tu m-ai strigat, mă? Nu, el, domnul Chilios. Da. M-auziți? Da. Da. Bă, spune-i să-și regleze corzile, că nu se mai aude la noi, nu-l auzim noi. Spune-i că el nu ne aude pe noi. Ba, eu îl aud pe el. Cum adică să-mi reglez corzile? Imposibil. Așa, stai, nu.
Nu, 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 tot, nici acum nu merge. Mi le-am reglat de tot. Mi s-au dus corzile vocale. Mi s-au dus corzile vocale. Băi! Nu, 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 stai, stai. Brioc 4K, este microfonul meu de la Lidl, băieți. Bă! Mi s-au dus corzile vocale, bă! Bă, nu cred că vorbea de mine. Și acum, din cauza că mi-am dat off, on, off, te cheamă Zăbăloasă. Zăbăloasă! Îmi place numele ăsta. Bro, pe bune? Mi s-au dus corzile vocale de tot, aparent. What the... yes! Mă auziți? Yes! Trebuia să aștept... Am uitat că trebuie să aștept mai mult! Am uitat că trebuie să aștept mai mult! Yes! Ha, yes! Am uitat că trebuie să aștept mai mult! Nu, ce, ce? Ai zis că nu vrei să audă toți. Zi, păi ia să zic. Vrei să audă toți? Nu, aia e faza. Unde o să vă lăsăm, vorbim după. Ok, ok. Băi, mult succes cu familia aici. Voastră. Dar unde o să fie teritoriul? Să-mi zice și mie așa. Momentan nu știm, am zis. Păi și câte de alea pe oraș aveți? Noi avem peste 15. Păi și de ce nu discutați cu domnul Michael? Domnul Michael, nu știu. El se ocupă. Nu prea ne răspunde. Știu, dar nu re... Da, răspunde greu că se ocupă el pe partea da, cealaltă. Da, da, da. Nu, no, bine, domnul Gelu, rămânem prieteni dacă doriți. Da, rămâne, rămâne, rămâne. Atâta timp cât nu intrați pe alte teritorii și nu vă luați la bătaie cu alte familii, eu n-am nicio treabă cu nimeni. Nu, nu, nu. Păi eu... Mă numesc Antonio Grande, sau Schezi, puteți să-mi înțeles, domnul Gelu. Încântat. Ține-am legătura, să trăiți. Vă salut și pe voi, băieți. Vă salut. Dați noroc aici ca să... Voi tot din de aici cu băiatul, nu? Da, da, da. Eu sunt lider. Hai, ești lider? Ha, da, și unde, 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 unde v-ați spus? Unde o să vă puneți teritoriul? V-ați gândit? Nu. Momentan nu? Noi am vrea pe groove, dar nu știm dacă putem. Pe groove? Okay. Ăștia se vor cam intersecta pe cu noi. Pentru că noi avem ieșire la... Bă, ăștia se vor intersecta cu noi dacă vor pune pe groove. Că o să fie mare bătaie. O să fie mare bătaie. Știți de ce, nu? Chat. Ia uitați-vă de ce. Stați două secunde, stați două secunde. Ia uitați-vă de ce. Pentru că vedeți unde e granița și unde e groove, unde e groove, aici e granița, aici e groove, unde? Aici e groove. Ah, stai mă, nu vagos, a zis groove. Dar dacă-și fac teritoriul din ăsta mare ca al nostru, o să vină cam așa, pac. Și o să acapareze asta. Așa. Bun. Aveți grijă de voi, băieți. Am fugit să-mi zică băiatul ăsta ceva, bine? Hai, aveți grijă de voi. Să trăi. La revedere, băieți. Vă pup, vă pup. Doamne ajută. Doamne ajută, sănătate. Hai, vină încoa. M-am intrat cumva la femei de așa curat? Adică ce vrei să zici? Eu zic că la bărbați mereu e urât? Păi bă, eu mereu când mă duc la baie, mă duc la femei, bă. Știți de ce, nu? Cine naiba și-a aruncat un pachet de țigări în WC-ul? Iac! What the fuck? Bă, la școală mai vedeam de-astea, bă! La... Poate și-a aruncat Alex. Bă, la școală mai vedeam chestii de-astea, mă, chat! La școală mai vedeam chestii de-astea. Cu pachetele, cu nebunii. Bă, ce mai găseam eu prin WC-uri pe la școală, băieți? Nu vreți să știți. Oleo, ce mai găseam eu? Rămâne între noi. Doamne, ok. Vrei bloc Petru? Bloc Petru, cum adică? Da. Așa, zi mă băiatule, vii cu mine în baie. Hai, păi n-ai și eu gume, n-ai. Gume, gume, băieți, gume. Uite mă că am intrat la femeie aici. Nu știu, nu, ziceam că am găsit... ziceam că am găsit niște gume. Când eram eu în liceu... Bă, dar e trist că am terminat data, s-a dat liceu. Când eram eu în liceu, bă, ce găseam prin baie, într-a 10-a, bă, tată, bă. Da, ce-am găsit eu.
Mamă. Cred că am găsit același lucru, da. Ce? La fel ai găsit? Suta la mea ai găsit. Dar nu folosite, cum ar fi? Ba da, ba da, ba da, în toată clasă. Hai bă, las-o moartă într-o... A, mă, ești în pila cap, cum n-ai bani într-o clasă? Păi ce făceau aia în clasă, acolo de față cu profesorul? Ia uite-ați, doamna! Haide! Cum era, cum era la cursulețul? Nu mai știu, dar vorbesc serios. Îi zicea, haideți, doamna! Ia uitați-o! Care mănânc MS azi? Da, trebuie, dar adevărat. Bun. Deci... să știi că Alexa nu mai e aici, în spitalul ăsta. Au mutat-o, au transferat-o într-un alt spital. Pentru că, din câte mi-au zis... Nu te mai aud. Ce? Ah, ok. Păi nu din câte mi-au zis medicii, s-ar putea să fie infectat și trebuie să îi facă niște analize mai... Cum adică mai m-a infectat? Păi, cum adică infectat? Zice că prietena ei, cred că s-a referit la Andreea, a făcut ceva ce n-a fost foarte igienic. Dar nu înțeleg la ce s-a referit. Foarte igienic? N-a fost foarte igienic. Ce n-a fost foarte igienic? Nu știu ce au făcut. Nu mi-au dat mai multe detalii. Stai că nu înțeleg, cum adică n-a fost foarte igienic? Adică, nu știu, s-ar putea să fie infectat de la ea, nu știu. Păi ce are muncă? Când au făcut-o nu, cu muncă? Nu, de la Andreea, dar nu înțeleg ce au făcut ele. Cum adică de la Andreea? De la Andreea. Păi ce, s-au păi lins pe acolo? Ce, doamne artă, mă, tu ești în pila cap? Așa mi-au zis medicii. Hai mă, nu pot să cred. Nu știu, nu am idee. Mai multe detalii nu mi-au dat. E de la Anticit Andrei Gaming, alea în dreapta jos. Nu știu, mă, ciudat rău de tot. What the fuck? Mai multe detalii nu mi-au dat, că și eu sunt destul de confuz, dar... Na. Păi și când o să fie gata? Mâine o aduce. Mâine? Aici. Da, da. Ok, mă. Hai că vedem atunci. Vedem atunci care e faza. Mersi mult că mi-ai zis. Bă, voi ce faceți mă aici, mă? Ce? Stăteam. Da, stăteam. Ba, pe căule, tu n-ai ce face? Genule. Da, zi. Ți-am făcut o poză foarte frumoasă. Vrei să ți-o trimit? Salut, Gorila. Ce poză mi-ai făcut? Când mi-ai făcut o poză? Păi și când o să pot să o văd pe Alexia? Mâine ți-o aduc acasă, ți-am zis. Mâine mi-o aduci? Și Andreea unde, doamne iartă mă, e? Andreea n-am idee. Ți-ar n-ai bine, Andreea, că dacă o prind nu știu ce-i fac. Fii cu ea acasă mâine. Unde-i man... Oleo, nenorociție aia. Nenorociție aia. Hai să plecăm mai bine. Ok, atunci venim mâine. Haideți, băieți. Nu, nu, am niciun zăcun. Ia uite, bă, la ce ne făcea nou. Auziți? No, spune, no English, no English. English. Food, mâncare, nu merge. Spaniol, bro, no work, bro, no. The vending machine, no work, no work. Da. Ce pasă? Da. Where? How? Aici. GG. How do you do? Here. Yes, work, okay. Mamă, mâncava-și gura voastră, ce am la mine dacă mă prinde sta? Here. Mâncare. Store. Oh. Ah, brain. Da. Yeah. Easy. Nenorociți. Ei. Yo, bă, ce ratat e ăla? Bă, l-ai ratat? Tași mă numai. No. Moment. What the fuck, ce mișcări are polițistul? Ok, veniți încoa, băieți. What the fuck, asta e mașina lui de poliție? Nenorocită de mașină. Am locuit, da. Bă, îl ia pa pe cap, bro. Sărim? Nu. Wait. Hello. What the problem, man? Retard. You can take him. It's already retarded. Man, just salt him up. Salt him up. Saltați-l! No. Păi dacă el e retardat și îl face pe polițist retardat. Andreea a ajutat-o să nască și nu era igienic. Păi ce, doamne artă, mă? Unde și-a băgat Andreea mâinile?
Ulu, stai bă, eu cu Andreea când am făcut prostii, înainte sau după? Băieți! Când era, înainte sau după? Băi! Pariez pe cămașa mea de cocalar pe care o am acum că... Totul va fi bine, băieți, vă zic eu. Bă, n-ai bă, o să fie bine. După? A, după, după, da, 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 da. Bă, scuzi niște sunete, Andreea, nu știu dacă ați ratat live-ul sau nu, da. Open. No. Pro bagaj. Bagaj. Go. Fast because fuel. Fuel. Hai, mă, mâncați și mai repede. Închide tu pro bagajul. Închide-i pro bagajul, băieți, că ne ține benzina. Dă-i mai repede car de gazul. Iar ți-a dus și motorina. Aoleo, mă mai trage și în spate. Nu mai am ulei, mă, la mașină și mă trage în spate. What the fuck, ăla nu-i nimic, ăla. Am înțeles. Bă, vedeți bicicleta. Ăla e Ionuț. Bă. Negelu, fă și mie ăsta, trească familia. Bă, cine e mă ăsta aici, că nu-l văd. Nu mai da, bă. Negelu, băi, Negelu, fă și... Negelu, rezolvă-mi. Da, bă. Stai în Petrinu. Hă? Băi! Băi, adu-te, mă, băi, medicule, băi, polițiu, îl vezi pe ăsta aici? Da, eu îl văd. Îl vezi pe ăsta, invizibil? Sunt aici. ANCNP 33, rezolvă-mă și... Bă, ia rezolvă-ți de asta, mă, nebune, rezolvă-ți asta. Bă, nu văd asta. Eu-l văd. Rezolvă-ți asta! Da, stai! Doar medic, o să-ți spun. Bă, ăsta, ce-i cu copul ăsta în cap, băi? Nu mai da, gata. Bă, dar tu-l vezi? Da, mă, eu sunt aici. Pe ăsta? Da, eu sunt aici. Negelu, rezolvă-mă și pe mine, ANCNP 33. Cum te numești? Rezolvă pe 33. Eu mă numesc Taylor. Taylor Washington. Gata. Domnul... Ce faci de poate? Să mai iau unul în brațe, că poate așa rezolvă. Cumva l-am auzit pe ăla bătrânul? Mă, dar eu vă văd invizibil pe unii, pe majoritatea de fapt. Eu sunt Petrinul aici, eu sunt. Pe ăștia trei vă văd invizibil, what the fuck, pe ăștia doi. Nu, vă văd invizibil, mă? Luați-vă mașini și plecăm. Mă, îi vedeți pe restul, ape cauletul, îi vezi pe ăștia de aici? No. Câți oameni vezi aici? Câți oameni? În fața ta. În afară de mine, în afară de mine. Tu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cinco, top 5 capioare. Cum mă vezi, polițistule? Chris, rezolvă aia de la Recycle. Poate, de la ochii tăi. De ce îi văd pe ăștia invizibili? Unii sunt invizibili. Ia-i stricat, te uiți cu unul la Constanța. Cred că trebuie să dau reloc. Mai sunt probleme? Ok. Doamne, eu văd doi oameni mai aici, nu-i văd, aia-i faza. Au puteri speciale, domnule. Sunt invizibil, domnule. Bă, fii mii, tu ești prost la cap. Bă, ia țăriți-mă dacă îl vedeți. Stați, mă, dați-mi mine, păi dacă tot... Păi tot ăla dă mine și tot voi. Fantomă! Ne poate de... Nu e de la mine, bre. Mi-au pus cătucele. Urâtule. Bă, au dat ăia mine. Ei, Nagel, uite de acolo. Puneți, domne, cătucele. Hai bă, că ți-am dat, ești prost! E ultima oară! Păi da... Ăsta, alo... Bă, știi că tu și lângă ăsta? Rezolvă asta cu aia, rezolvă. Ia-mă pe sus, gel! Domnul polițist, dar ce-i faceți lui ăsta? Păi da, tot ăla dă mine și tot pe al meu, mi-l luați? Mamă, și-am rămas și fără benzină. Bă, ce-i bă, băiatule? Da, nu mai merge, dă-o n-ai bine mașină proastă, nu mai, s-a dus mașina. Doamne, ferească-mă Dumnezeu să mă ferească. Negelu, să știi că doar tu mă vezi așa, ceilalți mă văd doar cu Negelu, ai... Bile. Și tot teritoriul ăsta o să ne luăm, ca să trebuie să aranjez membrii, să știu cum. Ați înțeles? Eu acum am interdicție, nu știu. Ai, frate, nu mai ai, că s-a dat, nu mai de la. S-a dat update. Uite-mă cum face. Bă, ce are, bă? S-a dat ăla? Da.
Bă, vezi că e cald și pe ăștia. Nu e cald, mă, nebune, ce-i? Ești nebun? Ți-ar mașina de râs. Are raș rău de tot mașina asta. Lasă-o încolo de treabă, cerule, că deja mă enervează. Ce? Ce-ai făcut? Păi tot dispar gloanțele. Ne tot dispar, mie mi-a dispărut și cum am vă dispar voi și mie nu-mi dispar gloanțele, mă? Da, nici mie nu-mi dispar pistolul și gloanțele. Și mie pistolul, dar seara mi-a dispărut la prea, și la prea mult vă dispare, mă, mâncava și gurile voastre. Dar mie de ce nu-mi dispare, mă, mâncava și gura voastră? Uite, întreabă-l, auzi, domnul Gelu, întrebați-l pe băiatul cu păr alb, că mai devreme până să se închidă orașul, mi-a dat un încărcător și nu-l mai am acum când am intrat.